Deși a început să ningă doar de câteva zile, numărul pacienților cu traumatisme din cauza căzăturilor este în creștere. Cei mai afectați sunt bătrânii și copiii. Medicile recomandă în special persoanelor vârstnice să evite pe cât posibil deplasarea în primele ore ale dimineții și seara pentru a preveni accidentele nedorite, precum și prezentarea în caz de accident cât mai rapid de la serviciul specializat în tratamentul traumei. Să circule cu băgare de seamă. Să fie foarte atenți pe unde se deplasează sau, mă rog, să evite deplasările dacă nu este strict necesar, mai ales pentru persoanele în vârstă. În perioada aceasta în care se pare că iarna și-a intrat în drepturi și frigul, înghețul, cu siguranță o să își ceară numărul de victime, ca în fiecare an, să fie foarte atenți, repet, pe unde umblă și doar dacă au nevoie, pentru că deja numărul traumatismelor cu sau fără fracturi este din ce în ce mai mare. Atenție însă și la alte tipuri de afecțiuni frecvent întâlnite pe timpul iernii, precum gripa, bronșita, amigdalita și faringita. Pentru a vă feri de acestea, consumați cât mai multe fructe și legume pentru a asigura organismului aportul de vitamine și calorii. Nu trebuie să lipsească din alimentația dumneavoastră nici carnea, lactatele, mierea și lămâia.